Universitățile au primit cu stupoare vestea despre inițiativa unor parlamentari de a elimina locurile cu taxă din învățământul superior. O astfel de măsură ar însemna un regres pentru multe universități, dar nu doar atât, ci și reducerea șanselor la educație. Rectorul Universității din Pitești este total împotriva unei astfel de măsuri, pe care o consideră o discriminare. Eu cred că problema asta cu locurile cu taxă este așa o fumigenă aruncată pentru a agita puțin lumea, dat în faptul că nu este posibil ca universitățile de stat să nu mai primească studenți pe locuri nesubvenționate, nebugetate. Acest lucru sigur că a făcut vâlvă pentru că a trecut prin asumare tacită în Camera Deputaților, dar se știe că Senatul este cameră decizională, iar din toate informațiile mele nu are nicio șansă să treacă prin Senat. În prezent, aproape jumătate dintre studenții Universității din Pitești sunt pe locuri cu taxă. Eliminarea acestora ar însemna reducerea drastică a numărului de studenți, în timp ce, în ultimii ani, campusul Universității de Stat din Pitești a crescut văzând cu ochii.